Bună tuturor și bine ați revenit la Cultur! Mami, e așa de cald, aș bea ceva rece și mi-am uitat portofelul acasă. Hai, că-ți fac eu cinste cu o bere. Gratis? Păi, dacă n-ai bani. Bere gratis să fie. V-ați prins, doamnelor și domnilor, astăzi răspunde celor 61 de întrebări Mihai Georgescu. Îl am alături de mine pe Mihai Georgescu de la Bere Gratis. Salut, Mihai! Salut! Am pentru tine 61 de întrebări. Știu că par multe, dar... Aia una e aia decisivă, nu? Da, da, așa. Aia una. Îi dăm drumul? Da, te rog. Descrie-te într-o propoziție. Un om sufletist care a primit mult bine și încearcă să-l întoarcă. Uh-huh. Zim ceva despre tine ce nu știe toată lumea. Știe toată lumea că țin cu Steaua. Ce nu știe toată lumea? Nu știe că sunt un tip emotiv. Da. Și un om care atunci când ajunge la scenă are emoții mari. Încă. Încă, da, după 20. E un lucru bun. Da, e un lucru care e un lucru important care te ține artist, dacă vrei. Da, da. Zi-mi ceva ce prietenii tăi consideră atât de tipic ție. Sunt un tip destul de coleric și un tip foarte implicat. Când mă apuc să fac ceva, orice ar fi merg până în pânzele albe și știu treaba asta. Care este cel mai tare lucru pe care știi să-l faci? Teoretic să cânt. Practic știu să și gătesc, știu să joc fotbal, știu să scriu, în sensul de a scrie lucruri interesante, articole și așa mai departe. Da, cred că nu trebuie să știi foarte multe în viață, trebuie să știi puține lucruri foarte bine. Da, da. Sau nu unul și ăla, atât să fie ăla, să-l știu. Da, ăla, și nici așa unicat, da. Da. Cred că e mai bine. Oricum, n-am nicio, nu știu materiile reale. Aha, adică de tipologie reală, matematică, fizică, da. Biologie, chimie. Arta în față. Da. Care este acel ceva pe care tu îl ai și toți din jurul tău și-l doresc? Bucuria. Indiferent cum se așează lucrurile, le au pe toate ca în scrisoarea 3. Da. De pace, de război. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? Când sunt eu, niciodată nu cred că sunt doar cu mine. Cred că sunt eu și cu Dumnezeu. Nu poți fi niciodată singur. La ce te gândești cel mai mult? Nu, ce îți place să faci cel mai mult când ai timp? Îmi place să mă văd cu prietenii. Îmi place să văd locuri noi. Uh-huh. Îmi place să mă duc la teatru. Sunt un mare fan al teatrului. Probabil că aș fi fost actor dacă n-aș fi fost cântăreț. Da. Chiar dacă poate ratat, dar eram actor. Dacă ar trebui să-ți schimbi numele, cum ai vrea să te numești? Sau ai vrut vreodată să-ți schimbi numele? Nu, îmi place foarte mult numele Mihail. Da? De fapt, ăsta este numele de botez. Ăsta e numele de botez, da. Și mi se pare un nume superb. Uh-huh. Poate mi-ar fi plăcut să mă cheme în loc de Mihail Filip. Filip, da. Sunt două tipuri de oameni pe lume, să zicem. Care sunt aceste tipuri? Bărbați și femei. Tare. N-a răspuns nimeni așa până acum. Bună. Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Polițist, în perioada în care la televiziunea națională era Jack și Grăsanu. Și Max Monroe. După aia am vrut să mă fac învățător, după aia am vrut să mă fac fotbalist și până la urmă am ajuns să termin facultatea de drept și să nu profesez nici măcar o secundă și să fiu din timpul facultății artist. După ce tânjește copilul din tine? După perioada aia. După perioada aia în care în care, nu știu, cred că
atunci când eram eu copil, societatea era un pic altfel. Copilăria se baza în primul rând pe prietenie. Deci când plecam toți, ne întorceam toți, era o formă de gașcă, indiferent ce făceam, că mergeam să jucăm fotbal, că mergeam nu știu unde, perimetrele, exact, corcodușe și așa mai departe. Când alergam pe iarba aia din Cismigiu și pe timpul lui Ceaușescu erau niște paznici, că le spuneam pasca, știi? Și venea ăla cu caschetă și cu agenda aia de amenzi. Da, și ne era tot acolo. Așa serios. Da, adică era o bucurie, știi? Și mergeam și beam apă din toate cișmelele. Jucam tenis de masă pe alea trandafirilor. După aia jucam tenis de câmp la sala palatului aici, la perete. Era o atmosferă, știi? Și știai că începând cu ora 4 începe să adune lumea. Acum nu mai există spiritul ăsta. Și nici nu cred că mai e unde. Da, acum toată lumea e pe telefon, știi? Și nu mai e comunicarea aia, cred. Ce sfat ți-ai dat dacă ai putea vorbi cu tine la 15 ani? Muncește, fii serios. Adică, ce sfat mi-a dat taică-mi? Adică, ca să nu fie vorbă lungă, știi? Cum ți-aș terni, așa dormi. Da. Când a fost ultima dată când ai plâns și de ce? Ultima dată când am plâns a fost când am ascultat orchestrațiile concertului nostru aniversar de la Sala Palatului de 20 de ani, care a fost simfonic. Și când mi-au trimis orchestratorii, mi-au trimis niște cântece orchestrate așa, am plâns. Adică pentru că am văzut toată munca aia, știi, de 20 de ani în spate, știi, toate concertele alea, sute, mii. Mult, înseamnă mult, știi? Da. Cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut în viața ta pentru unul din oamenii pe care iubești, dacă îl poți numi sacrificiu? Nu cred că am făcut sacrificiu. Cred că am făcut ce ar fi trebuit să fac. Ideea de sacrificiu, cred că este prea termenul sinei, prea prețios pentru a spune că am făcut un sacrificiu pentru cineva, chiar și dacă ar fi un prieten, ar fi prieten, cât n-a, de obicei pentru familie, prieten, oamenii din jurul tău pe care îi iubești. Nu cred că atunci când iubești pe cineva, sub toate formele iubirii, înțelegând mama, tata, nevasta, copilul, dar absolut prietenii, și dacă faci un bine pentru un om de pe stradă, poate unul îi se pare un sacrificiu, dar poate așa e corect, așa e normal. Da, nu trebuie să-l numești sacrificiu. Da. Ce tradiție păstrai în copilărie și ai vrea să o păstrezi și cu copiii tăi? De Paște întotdeauna mă îmbrăcam în ceva nou și de anul nou. Aha, da. Știi? Adică așa ne îmbrăcau pe noi, părinți. Și același lucru fac și eu acum. Deci nu e poate o chestie simbolică, dar poate o chestie foarte frumoasă, care poate să dăinuiască așa. Da. E pentru fiecare dintre noi, nu e pentru un grup, nu e pentru o apartenență. Fiecare e o trăire. Prețuiește ceva într-un fel. Da. Care a fost cea mai ciudată pedeapsă pe care ți-au dat-o părinții tăi? Păi nu mă lăsau afară. Și nu trebuie să fie ciudat. Deci dacă nu mă lăsa afară, era tragedie. Era ceva incredibil. Și apropo de părinți, am avut un învățător, nu învățătoare, da, domnul Victor Niculescu, și a simțit el așa că nu prea mă pricep, nu prea vreau să fac exerciții la matematică, și în clasa a treia a zis, a făcut o regulă, doar pentru mine, în toată clasa. A zis, cine nu e a șaptă la matematică, nu joacă fotbal, că noi aveam Steaua Dinamo derby. Pe m-a lovit în inimă, că a luat 6. Și m-a ținut ora aia, am stat pe bancă, deci am înnebunit. A fost, cred că, una dintre cele mai lungi ore pe care le-am petrecut. Știi, și frumoasă afară, știi, când era așa soare, era, cred că, jumatea lui mai, o chestie de asta. Famă, ce-am suferit atunci. Da. Uite, ce materie nu ți-a plăcut la școală și cu ce ai fi vrut să o înlocuiești? Păi le-am enumerat mai devreme. Da. Și le-aș fi înlocuit cu sport. Dacă ai putea avea o singură superputere, care ar fi? Înțelepciunea. Să fii înțelept. Da. Orice ar fi. Da. Să fiu foarte înțelept.
În ce univers dintr-un joc sau film ți-ar plăcea să trăiești? Nu-mi plac universurile astea de... De fapt, nu prea-mi plac SF-urile mie. Uh-huh. Cred că, indiferent cât de mult ar avansa tehnologia, perfecțiunea umană bate tot. Da. Noi nu putem crea altceva decât e creația. Uh-huh. Niciodată. Și atunci nu vreau să mă gândesc la ce ar fi paralel cu universul, cu... Și cred că mă și depășește. Da. Că sunt lucruri pe... Chiar am văzut azi o chestie. Sunt lucruri pe care le știm, lucruri pe care știm că nu le știm și lucruri pe care nici nu știm că nu le știm. Și alea sunt cele mai multe. Da. Și n-are sens să te gândești acum. Oricum nu vei avea capacitatea. Cred că între noi este foarte multă materie neagră. Mm-hmm. Da. Foarte multă. Ce am putea să spunem despre asta? Nimic. Nu avem capacitatea de a spune ceva. Mm-hmm. Nu noi. Noi ca omenire. Da. Care a fost primul tău loc de muncă? Solist vocal în formația făcută de mine. Nu, dar am și muncit. Am muncit în construcții. Mm-hmm. De când eram puștan, ca să pot să iau instrumente. Să-mi cumpăr instrumente. Mi-am luat două microfoane de $20 fiecare și eram foarte fericit. Eram gata, nu suna nimic, îți dai seama, da. Dar erau microfoanele mele. Care este prioritatea numărul 1 în viața ta acum? Cred că prioritatea numărul 1 este familia. Prioritatea numărul 2 este, de fapt, este tot prioritatea numărul 1, dar pe altă cale. Uh-huh. Este ceea ce fac eu în calitatea mea de artist, de muzician, de... Cred că nu există o prioritate în ceva comparativ cu altceva. Mm-hmm. Există să-ți faci treaba foarte bine, adică da. Gândește-te că un bărbat, ca și o femeie, au mai multe lucruri de făcut. Un bărbat trebuie să fie tată, trebuie să fie soț, trebuie să fie la locul de muncă ce reprezintă el și poate, mai poate fi multe alte lucruri. Da. Nu e nevoie de o prioritizare neapărat. E nevoie de, pur și simplu, e nevoie când e nevoie și unde e nevoie să-și facă aceste datorii. Da, da. Să poată să le facă exact. Fără probleme. Adică nu poți să spui azi sunt tată, mâine sunt... Și una să nu încurce pe cealaltă. Da, mâine, și, da, mâine nu mai sunt tată, sunt doar solist vocal. Da, corect. Nu cred că are o legătură cu prioritizarea. Cred că are legătură cu bucuria de a fi ce poți tu să fii. Și aia, și aia. Cu toată inima. Dacă ai avea acum $1,000,000, ce ai face cu el? Munciți? Nu. Dacă, dacă cum? Dacă să zicem, nemunci, da. Să știi că aș da foarte mulți dintre ei. Și munciți? Munciți, aș da mai puțin din ei. Dar scopul e că atunci când îți vine o pleașcă, știi, să-i bucuri și pe alții. Uh-huh. Adică asta ar trebui să fie un concept. Da, da. Ce ai face altfel dacă ai ști că nimeni nu te judecă? Scuză-mă. Banii nemunciți se cheltuie imediat. Da. Banii munciți se cheltuie cu... Responsabilitate. Cu responsabilitate și cu înțelepciune. Și cu înțelepciune și cu străduința de a face lucruri corecte cu ei. Da. Ce ai face altfel dacă ai ști că nimeni nu te judecă? Nu știu dacă m-am gândit vreodată că cineva mă judecă. Adică doar Dumnezeu să mă judece. Poate să te judece oricine. Important e ca ceea ce faci să nu faci, în orice faci, să nu faci rău. Rău faci, rău să întoarce. Ca tu să fii împăcat cu tine. Da. Rău altfel, faci, rău să întoarce. Ce zice altul numai. Bine faci, bine se întoarce. E unul din principiile mele în viață. Uh-huh. Să nu fac rău, că... Știi, e o vorbă veche și spune așa, nu-i ajunge zilei rău.